Noi suntem Cocolix. Și bine ați venit la episod de Toca Boca. Acum Cocolixilor. Toca Boca. Voi ați venit cu o idee genială și anume să facem casa lui Barbie de Barboza. Vreau să ne mai scrieți în comentarii idei dintre astea super șmechere, pentru că noi le punem în aplicare. Să vedem, Felix. În prima oară, like pentru Barbie, like pentru Toca Boca. Stai mă, că eu am aici ceva. Bagheta magică cu care se apasă Coco Like. Ține-o partea cealaltă, acum dai. Apăsați butonul de Coco Like, ce tare. Unde își face Barboza de casă de Barbie? Undeva unde aici e frumos. Nu, aici e al nostru. Aici. Dar Barbie are nevoie de un loc frumos. Dar nu e urât? Nu e urât, dar vrea să fie lângă frumos. Lângă mall ceva. Da, ia, există de vânzare aici lângă mall. Nu e aici. Barbie, ne pare rău, dar nu ai loc aici. Barbie pare rău, dar s-o luat. Dacă n-ai luat de la început. S-o luat. Să vedem unde, la fermă. Unde îți arată ciocan jos, altfel nu poți. Păi dar nu prea mi-arată, mă, Felix. Bă, Barbie, nu mai ai locuri de teren. Uite, nici aici nu ne arată. Bă, Barbie, nu trebuie să facem cumva să ne arate. Nu. Uite că practic nu mai avem terenuri, mă. Aici îți arată. Uite-te, poate să-și facă și aici. Da, unde? Uite, poate să-și facă aici vis-a-vis de lac. Da, vis-a-vis de lac. Și de aici? Uite și aici, mă, și aici, vezi? Uite. La ponton, îi place barca. Îi place barca? Da. Dar lângă mall nu-i? Merge puțin cu mașina, cu medica, dacă potabila merge. Stai să vedem, aici lângă mall nu-i nimic, bă, deci nu-i nimic lângă mall. Unde să o punem pe Barbie? Vă rog frumos să ne spuneți. Jos la apă, îi place. Aici la apă? Da, face not. Bine, mă, ești sigur? Da, dar avem. Hai să vedem, ce casă se compune. Asta nu-s casă de Barbie, este cuteț și cuteț cu etaj. Cuteț cu etaj. Și asta era faină, dar deja am făcut-o noi. Și asta am făcut-o noi cu animăluțe. Eu am făcut-o, mă, e casa mea, mă. Asta așa. Deci cam astea le avem. Ar trebui să mergem la cumpărături special pentru Barbie. Dar ieftin. Bine, mă, hai să ne ducem. Să vedem ce este aici, ce s-ar potrivi pentru Barbie. Nu știu de ce, dar sunt super încântată. Închide asta. Nu cumva să mă uit, hă? Închide! Închide, mă, Cristina, închide, mă! Stai, mă, că astea deja le avem, mă. Așa, e bine că le avem. Ok, de-aia acolo la design and build. Aici design and build. Deci care casă se seamnă aia la 3,97 pare de Barbie, e zonă, genul care. Asta, aia? Mă, nu știu ce să zic. Uite, păi dacă tot e la ponton, nu vrei asta? Romantic beach house? Ia uite-te, ce spui? Vezi, pare foarte de Barboză. Are și umbreluță, are... Cam mult, adică... Uite, Barbie ar dormi în patul ăsta. Da, dar dacă am văzut ceva la 4 lei, acum iau ceva la 12 lei? Păi da, uite, Barbie are nevoie de astea. Uite ce fotoliu, ce... Uite ce cadă de regină, de prințesă. Eu asta cumpăr. Eu zic că Barbie începe de la început, când era ea o fată săracă. Deci Barbie era o fată săracă la început și efectiv... Nu își permitea mare lucru și atunci a început lui Barbie, măi, de-abia și-a permis locul acolo. Deci mă rulăm pe aia. Am cumpărat. Hai mă, Cristina, că Barbie de începutul, nu Barbie bogată. Ce mă, Barbie? Că Barbie a fost întotdeauna faină. Că tu n-ai văzut ce... Ea, nu știu, e foarte organizată. Barbie umbla cu izmene rupte și a stat în coteț. Ba nu, că dacă erau rupte, ea le cosea. În izmene cu sute rupte și cu coteț. Barbie este tot timpul descurcăreață. Ea știe să se organizeze, știe să avanseze. Hai mă, uite-te! Unde-i? Dreapta, deși tot zic că e frumos aici la lac, vis-a-vis. Du-te mă la partea. Uite mă, hai aici care și flori. Uite mă de aici, flori lupește. Uite aici, la ponton, că de-ai beach house. Aici. Bine mă. Nu, unde? Nu. Aici. Acolo? Ca să ai acces și la oraș. Bine, hai să o punem pe Barbie aici. Build! Asta. Stai puțin că poate putem să lovim de înapoi. Uite, nu, mă, uite nu, cum, mă. Cum se construiește, mă, uite și Da. Ce faină! Bravo. E superbă! Hai să mergem în ea! Da. Mama are și terasă faină! Tu ai văzut ce faină! Și dacă ar avea și curte? Dacă ar avea că are și curte? Adică iară că ții mult și trebuie să facă mișcarea. Să știi! Ea este foarte iubitoare de animăluțe! Mai mult. Vezi dacă am parcat la mare unde am zis eu? Mamă, ce superb! Da, tu voi la lac, vedeai priveliștea asta dacă parcai unde am zis eu? Are și nuci de co... Măi, ce faină! Și apă! Da, nu mai bine unde am zis eu! Poate să nuate! Zi, Felix are dreptate și Cristina trebuie să-l ascultă mereu. E foarte bine. Dar e beach house, e posibil să-ți fie arătat așa oriunde pui. Nu, cam ales eu. Deci are o super terasă. Și cu o terasă! Mamă, oficial asta e cea mai faină! Rătar facem acolo. Ai de mine asta o să fie baia?
E prea romantică. Bun, ca să nu fie baia. Baia. Și uite aici, aici se pune toaleta, știi? Da, aerisire trebuie când aerisire. Case, mamă, ce superb, băi, tot. Uite, eu zic, stai puțin, aici salonul, da? Aici bucătăria, da? Și acolo baia. Și dormitor n-are? Nu, că nu, nu. Ea are open space, are bucătărie slash... dormitor. Da, pentru că ea gătește puțin. Nu, dar are dormitor slash baie. Bă, cum se face, mă? Eu zic în felul următor. Stai că zic că eu sunt incredibil de geniu când e vorba de chestia, mâna. Spune-mi, bucătăria n-aia liberă aici. Cai de capul meu. Da, super bună idee. Nu-i bun. Baia aici, că e fată. Uite, asta, asta e baia, asta mare, așa baia, asta mare baia. Baia că e fată și trebuie multe machiaje, da, asta e baia, da. Aici doarme, că nu stă mult. Și aici salonul cu aerisire. Aici baia, cum intri, să intri toată lumea la aia direct în baie. Că uite, aici intri, câș, 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 urci pe scări și intri. Și n-ar trebui să intri într-un fel de bine, salon. Bun, bun, facem baia în aia mică, începem cu baia, pentru că aia, baie, că fata are nevoie la baie și nu mai meargă în lac. Asta știm, oh my god, ce pat! Super, bun, hai să-i ducem la baie. Deci ia uitați, are Barbie aici, stop, cadă. Stop, stop! Ce stop? Stop, pe ce faci? Nu-mi place peretele. Nu-ți place? Nu. Dar vreau să-i pun aici, cadă. Dar nu-mi place peretele, nu pot să mă admir ca atât de la peretele ăla. Ai dreptate, vreau mă. Vreau să fie perete fain, ce opțiune dai, eu aleg. Hai să vedem. Să vedem ce culoare. Deci dacă Barbie ar alege. Deci, ăsta e tapet, da? Vreau să văd cum arată sirena. Sirena? Da. Surge de sirena. Dacă erau roz, poate că da. Ce mai avem? Uite, lasă, Cristina! N-avem foarte multe, mă, trebuie să mai cumpărăm. Dar nu, că asta nu-i de baie. Asta nu-i de baie? Asta e de baie, toată ziua. Felix, te rog frumos. Ce, mă rog? Să faci așa, cu stil. Asta Barbie când... Baia lui Ken. Uite, asta... Nu-i de baie, mă, asta e tapet. Noi dar asta... Nu, știi de ce? Mie îmi place aia mov, pentru că... Asta? Da, uite, e gresie și e mov și e faină. Și se potrivește cu cada. Și asta e gresie. Păi da, dar păi da, da, și... Și asta e gresie. Uite, zici... Da, dar e prea colorată. Zici și voi dacă asta nu-i gresie. Ziceți mie, dacă asta nu este gresie, să ziceți mie. Știi ce zic eu? Prima dată să punem astea și să vezi tu că, uite, astea, cada asta, se potrivește mai bine cu mov. Iese mai bine în evidență. Pune mov să văd eu cum iese cu mov. Stai să vezi aici. Design fine, uite-te. Mai ce urât este. Dar nu movul ăsta, celălalt mov. Nu sunt viața mea așa urât. Ăsta mov. Și ia de podea. Uite ce fain se potrivește. Seama, n-ai pus podea și... Hai să punem și podea. O podea șmecheră. Uite, care... vreau să pui... Ce opțiune am? N-avem foarte multe. Uite, poate asta e faină. Cum arată. Vrei să punem? Da. Uite-te. Da. A, mă, că arată bine, mă. Uite-te. Dar de ce? Ce, n-arată bine? Nu, arată, deci foarte, deci bă, nu mai da jos, dă aici, jos. A, eu așa făceam. Da, știu. Și uite, făceam greșit. Să fie așa. Cu asta? Ai dreptate! Deci, Cristina, boss designer vesti baiar. Vesti baiar. Deci, vă zic eu că Felix chiar se pricepe, vedeți cât de fain am făcut împreună. Da, și uite, uite că mi-a mâna, mi-a mouse-ul. Și noaptea se vede bine. Uu, ce faină. Am crezut că am pierdut soarele. Haide. L-ai găsit. Stai, poate deschide geamul ăla. Da, mă, că miroase. Bă, și o miroase. A, mă, că bă, Barbie își face curat, după aia nu miroase. Ok, bine. Tu tot timpul crezi că miroase. Sunt parfumate. Hai să vedem. Stai că eu nu dau bine. Deci ce facem? Facem baia, da? Stai, lasă-mă că de altă dată. Fă-i baia, că fata are nevoie la toaletă. Are nevoie. Deci am ales cea mai faină cadă. Da. Și uitați ce toaletă șmechirie e asta. Felix, dar suntem la mare. Păi și Barbie nu-i tot roz? Pune una lângă asta, vedem care e mai faină. E urâtă asta. Vezi? De ce ai pus-o? Că mi-ai zis tu. Tu ai vrut. Uite, asta se potrivește aici. Și vreau să pui... Chiuvetă. Asta trebuie roz. Trebuie. Pune-l pe amândouă să vedem care e mai faină. Asta se potrivește la set. Da. Aici e Barbie sirenă. Știi că e la mare. E beach house. Și să vedem ce oglindă. N-are oglindă faină. Dar putem să punem asta că Barbie e înaltă. Da. În sfârșit, oglinda care mă avantajează. Barbie, s-a putea să-i fi pus asta, știi? Dar e amuzant că e Barbie înaltă. Da, care credeți că merge de mai cameră, bine? Anotă. Ai dreptate, asta o să și punem în cameră. Și asta o să punem de aici. Mamă, ce cute! Și trebuie să punem și un covoraș.
Da, covoare. Da. Nu se află aici, se află la treia. Nu se află aici. Da, stai, Felix, trebuie să-i punem raft de make-up. Păi da, unde găsești rafturi aici, că nu-s rafturi? Le găsim, stai să vezi unde sunt. Aici, la dormitor, aici. Uite, deci trebuie... Roză. Ăsta. Da, e fain? Hai să vedem, uite, îl punem aici. Stai, mă, nu merge. Ba, ar trebui. Puțin alea. Uite, le mutăm aici așa și acum merge. Dar nu înțeleg, are fițe pune ăsta. Pune jos. A, trebuie jos? Nu. Dacă îl pui, nu te pice să pui tu un rap de Barbie, ce e așa ceva în viața mea? Nu, ăsta se poate pune pe perete oriunde, dar nu înțeleg de ce nu ne lasă. Are nevoie de spațiu. Așa, așa, era bine. Nu vine așa jos. Mai sus, ca să nu se plece Barbie. Așa. Și acum poți să pui o glinjă, o glinjoară, cine e cea mai barboză din țară? Îi pui toaleta chiar așa la colț? Trebuie să păstrăm o puțină distanță acolo, dar nu ne lasă. Dar avem o problemă, că ce nu pui geamul ăsta? E foarte urât geamul ăsta aici. Știu. Cred că ar trebui să schimbăm oglinda. Nu. Nu, vindem asta. Îi vindem? Da, aleg eu, că eu decid. Și atunci le punem în dormitor, dar unde le punem? Dar de ce nu mă lasă decide el? Uite aici câte rafturi ai, fata mea. Și le punem... Dar e prea mare, mă! Are multe machiaje. Ea are produse de skincare. Uite, ăsta, să vedem. Și vedem dacă e bun și ăsta așa. E prea mare. Pune mai mult dintre alea mai mici. Bun. Păi aranjează tu unde vrei toaletele și tot, că tu... Uite, are din ăla de prosop cu inimă. Haide că el... Dar ce excited te-ai făcut, mă. Uite-te. Trebuie să punem și un prosopel. Pune prima oară, lasă, pune prima oară. Hai să punem toaleta, uite aici, așa, că dă bine. Și acolo să punem o plântuță. Aici punem cada. E igienică multă. N-are nevoie de mult. Pune oglinda și asta și după aceea. Nu, aia mai merge lipsă în capă. Da, imediat. Dar de ce trebuie să lipești în capă? Așa vreau eu să câștigăm timp. Că nu, oglinda asta strâng, Cristina, tu poți să uiți așa în oglinda? Stai imediat, mai întâi vreau să pun rafturile. Păi nu poți, mut oglinda, că după aceea poți să mut toate rafturile de 5 ori. Eu așa fac. Mut oglinda acum să văd cum o pui. Asta stai, văd. Mă, stai să-i punem aici, că Barbie are nevoie. Uite, am mutat-o, dar vezi? Dar strâmbă, nu-i centrată. Uite, e frumos? Nu, mai puțin mai spre dreapta oglinda. Mai spre dreapta, da. Dar e perfect așa. Nu este, Cristina, vrei să adu ruleta? E perfect. Nu este, că atunci să mă bântui așa. Hai, mă. Nu e bine, e foarte bine. Ia, aranjează tu cum vrei tu și după aceea zic eu cum e bine, fac eu cum e corect. Dar stai să mai vedem ce mai punem aici. Sigur rafturile. Uite, nu-s mai cute astea? Hai, hârtie igienică stă pe aia. Pune acolo la toaletă. Cum se pui hârtie igienică pe asta? Păi nu? Astea parcă nu sunt rafturi de Barbie, mă. Parcă sunt prea de bază. Barbie e puțin mai sofisticată. Așa este. Astea lasă-le. Uite, o să-i punem astea. Sau puteam să fi pus și alea care sunt chiar pe mov. Uite-te. Că se potrivesc mai bine. Ce spui? Și cu flori, că lui Barbie plac florile. De unde știu? Te-ai vorbit tu cu ea că îi plac florile? Păi adică ai exact video sau scris că ei îi plac florile? Că nu crede așa ceva. Păi da, dar toată lumea știe. Și am ciordit o grămadă de flori. Stai că le venim cu ele. Hai să le punem. Stai, bă, acum, Cristina. Ba, unde sunt? Ia, hai să vedem. Dăm aici. Și mai țin minte că noi am mers la mall. Da, dar nu cred că... Uite, unde sunt florile? Uite-le. Dar trebuie le pun așa. Și după aceea luăm vază, da? Că Barbie vaze. Nu știu. Vaze multe. Barbie are nevoie de foarte multe flori. Dar nu așa, mă, de ce le pui așa? Ia-i, mă, tot asta! Și vezi tu ce faci cu ea și după aceea când o să faci, știi? Așa vine Barbie acasă. Hai să luăm pe fetița asta că ea zici că e Barbie. Da, mă, da. Dar uite-te nu cât de cute e. Dar dă-i cheia din ușă. Hai, stai, lasă că ea e fericită că și-a luat casă nouă. Și am impresia cumva că s-a căsătorit cu un bogătaș și uite-te, a fost cerută în căsătorie. Da, mă, da. Tu vezi? Are inel. Mi-au zis să abonați unde pui cheia și chestii. Da? Facem o dată. Super tare. Ce mai furam de la voi? Nu știu, trebuie multe animăluțe. Știi, uite cadouri. Felix, trebuie să punem aici tot. Haide, pune multe. Mai, tu ce vrei. Uite, deci dar Barbie... Dar pui baia! Stai, mă, că Barbie tocmai s-a mutat. E igienică, se jege cu flori. Stai, mă, că Barbie tocmai s-a mutat și toată lumea i-a dat... Hai, mă, că zici că-s de mormântar florile de pe jos. Dacă nu pui în vază, arată urât. Mamă, că e de felicitări. Așa se arată pe jos când moare omul. Serios, uite dacă sunt pe jos. Trebuie să facem roze niște vaze. Veze, că sunt mai multe. Vaze. Veze. Aia de pe jos aruncă, uite cum murit o babă. Aia asta? Da. Lasă-mă că nu mori nicio pune-o, babă, mă. Pune-o, mă, în căruț. Bine, mă, pun aici. Doamne, zici că o să face floristă. Florătoare. Păi da, dar la un moment dat o să-și pună toate. Toilet paper, hârtie are nevoie și de
De covoraș, mă. Uite, vreau, care vrei tu? Ăta, pe mâine, inimioară. Și văd cum arată opțiunea, să văd. Și de scoi, că e faină. Și ăla, ok. Dar să fie rece așa, așa, așa. Uite așa. Da? Și aici când iese din cadă, îi trebuie. Nu, când iese... prea mare. Îți vreau ăla. Parcă zici că e vanta, e care? Ăsta? Da, așa, așa. Ăsta e mare. Ce fain e să fie. Să punem așa? Iurii, drău. E artistic. Aruncă-l. Îl arunc? Nu, până acolo, să văd că mă plăcea, îmi plăcea. Ai, mă, că m-ai pus să-l arunc. Hai să vedem. Când iese din cadă, să nu-și murdărească da, pătrunșele, vezi? Super, și faza este că nici la chiuvetă nu are. Nu-i de doca boca, nu trebuie, nu trebuie. Uite, Cristina, vreau să cumpăr hârtie igienică, fata are nevoie. Dar unde e hârtia? Toaletă și la micelen. Aici, la miscelenies. Ce parfum fain! Barbie-l vrea. Stai că tocmai am dat aici. Ia uite și tu. Ce parfum. Ce strălucește totul aici. Prosop de Barbie, prosop de Barbie. Dar stai, ăsta? Ăla de sus, din stânga. Ăsta este de yoga, mă. E de Barbie, știu. O să-l pui pe jos să vezi că e de Barbie. Asta face yoga. E de Barbie, că la plajă, îi pui pe afară, pe nisip. Stai să vedem ce e de Barbie aici. Uite, ăsta e prosop. Ce? De Barbie. Pe umerașul. Ah, puteți să-l punem aici. Stai, mă, Barbie, mă. Îl pune imediat, lasă-l pune eu. L-am pus. Și-l mutăm așa mai sus ca să vadă perfect. Ce mai punem? Uite ăsta. Pe roz, n-avem. Stai să vedem că noi le luăm așa și le punem după aia frumos. Hârtie roz. Peruțe de dinți nu găsim roz. Uite, hârtie doar albă. Dar nu vrea albă, vrea roz. Nu. Amă că rămâne fata fără. Nu vrea. Decât nimic, e bună. Posop. Ce se mai punem? Blașul ăsta. Știi că poți să le închizi ăsta machiajele? Păi da, o să le închidem imediat. Și uite, și șampoane, multe, multe șampoane. Mm-hmm. Mamă, ce punem aici? Stai să vedem cum facem. Dacă se ajung rafturile. Deci pe raftul ăsta, nu prea ajung lui Barbie rafturile. Asta e problema ei veșnică. Are o grămadă de chestii și nu-i ajung. Uite, punem și strugurelul ăsta. Nu, raftul de sus e șampoanele. Păi da, cred că o să mai punem încă un raft, că parcă nu stau frumoase. Uite-te, ce zici? Uite, dar putem să punem doar unul. Dar de ce unul, Cristina? Ia bună. Vezi? Și astea le punem aici, lasă, că Barbie n-are loc. Și mă bând pe o hârtie igienică, nu este roz. Da, trebuia să fie o hârtie igienică roz. Igienică. Nu e, din păcate. Unde vrei să-l pui? Aaa, ce fain, la plajă! Și pune și o umbreluță. Unde-i fata? A, nu știu. Umbrelă. Stai să vedem. Găsim aici o umbrelă. Unde-i umbrelă? Unde găsim umbrela? Până ne obișnim, Cristina, nu căutam umbrele. Aici nu sunt aici. Fă-i baia, Cristina, are nevoie fată la baie. Păi da, dar ce mai pune la baie? De știi? Acolo la mops, pere așa ceva. A, uite, pere de păr de Barbie. Da, mă, da, dar unde pune? Mai pune un raft. Nu știu. Trebuie să-i mai pun un raft, nu? Trebuie să-i mai pun un raft la fată. Hai să vedem unde erau rafturile. Cred. Uite aici erau. Așa, și să-i mai punem încă un raftuleț. Uite așa. Stai, nu acolo, mă! Uite aici. Uite ce drăguță-i. Așa. Ce fain! Așa, dar place mult de tot. Îi lipsește ceva? O plantă! Hai să punem o plantă! Hai să vezi dacă ai ce plante. Hai să vedem unde. Unde sunt plantele. Aici, nu astăzi, de exterior, nu? De la treia. La aici. Uite aici. Mamă, ce canapele faine. Ce flori multe are Barbie! Uite de felice, ce punem? Astea par de baie. Uite aia de sus. Asta? Borcanul ăla cum arată. Asta de coral? Așa de urât este, nu vreau, Cristina, să aruncă-l. Putem să-l punem aici. Acolo stă bine. Uite. Asta cu scoică. Mă, tu, știi ce face Felix? Îmi dă mâna la o bară de pe mouse ca să se pună el. Uite și asta scoică, asta trebuie neapărat pusă. Ce scoică așa mare, ce melcă e ăla? Păi nu știu. Uite, punem aici. Și asta ar fi fost fain să o punem undeva pe ceva. Uite ce am. Pune un raft, încă mă trebuie un raft. Încă un raft, dar nu încape. Dar dacă o pun eu, că nu te pricep la pus. Nu pus o să facă baie. Interesant acolo. Urât. Zici că o ia să spele toaleta cu ea. Uite, eu am o idee, dar nu știu dacă... Eu vreau să pun aici colțul jos. Așa că o punem altă dată. Vreau să pun un colț aici, jos. Uite, aici, ia mâna. Stai că asta nu e perfectă. Așa. Uite, aici vreau o plantă. Vrei o plantă aici? Da. Hai să vedem dacă găsim. O plantă așa cu mare. O plantă cu mare. Uite, asta e foarte de barboză. Ia, pune jos, dar asta e prea mare. E prea mare, nu văd. Asta o pui prin asta salon, o să o punem pe aici salon, undeva. E foarte uriașă. Așa. La Felix, îi trebuie o plantă curcătoare dintre asta aici, deasupra geamului. Hai să punem. E prea mare, mă. Și e cu bălegăreț. Nu-i place ei cu dintre astea. N-are bălegăreț, că n-are bălegăreț. E cu maro. Dar potențioasă mai ești. Uite asta cu roz.
Asta... Nu, aia de mai de sus. Ata, ata de Barbie. Ia e alea de bunică. Uite, uite, eu pus florile de pe casa scării. La, uite, nimeni pozele mai iau. Are nevoie. Dar prea multe mă ai pus aici. Hai să vedem. Are nevoie aici de o plantă curgătoare, cățărătoare. Nu ți se pare? Uite de asta. Uite aici la lumină. Da, mă, da. Și back, back, și back, back. Ai dreptate. Ce punem? Care punem? Melc? Nu. Melc? E interesant. Să mă cundă, să mă cundă, să mă cundă. Și punem aici deasupra căzii. Da, nu-i roz. Uite aici. Așa, așa. Wow, ce fain! Hai să dăm așa. Ia uitați. Aprinde lumina, da? Mamă, ce fain e, dar asta nu se potrivește aici, mă. Asta e undeva din salon. Trebuie să mai ciurdim lucruri, că n-avem multe. E prea fain! Okay. A ieșit prea bine! Continuăm cu casa lui Barbie de Barboza și după când ne apropiem să facem și casa de Crăciun. Apătați butonul de coco, like! Dați aici un like forță și dați-ne idei, pentru că vreau să facem salonul și vreau să facem și restul. Și dacă aveți idei în toca boca, că asta e de la voi ideea cu Barbie de Barboza, mai facem. Să dăm aici cu parfum. Mamă, parfumește, parfumește fata, de la toaletă mult, toaletă mult, că nu am mâncat tot, am mâncat ceva. Mamă, ce strălucește tot! Prune cu iaurt, doamne. Dar n-avem aici Domestos? N-avem. Felix, regula este să faci cura, nu să dai da, parfum. Mă, stai să pun parfumul la loc! Nu face că-ți pune eu Domestos aici așa, deci dacă tu vrei aici la baie, că nu crezi că... Dar să nu pui pe Barbie la mop. Barbie la mop. Doar dacă e roz. Uite, ăla e Domestos. Bă, dar pune-l în toaletă. Așa, kșș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 
săptămână. Continuăm data viitoare. Gata, continuăm data viitoare. Ce fain e. Pa! Coșul ăsta de gunoi trebuie să-l punem aici. Data viitoare. Dar nu atinge toată hârtia. Punem aici mai sus. Dar trebuie roz. Știu, dar n-avem.